Frumusețea colindelor, a portului popular, a dansului și a cântecului românesc de pe Valea Cricovului este ceea ce au vrut să arate elevii participanți la prima ediție a festivalului concurs Colinde și obiceiuri de Crăciun. Evenimentul a avut loc în localitatea Apostolache din județul Prahova. Peste 130 de elevi din județul Prahova au participat la sfârșitul săptămânii trecute la prima ediție a festivalului concurs Colinde și obiceiuri de Crăciun. Evenimentul a avut loc la Căminul Cultural din Apostolache. Scopul acestui festival concurs la prima ediție a fost păstrarea tradițiilor populare românești, descoperire de talente, perpetuarea obiceiurilor strămoșești și cred eu că astăzi festivalul și-a atins scopul. Am cooptat în acest festival, deocamdată numai școlile gimnaziale și comunele din bazinul Văii Cricovului, urmând ca în viitor să putem desfășura acest festival și la un nivel mult mai dezvoltat. Am avut peste 30 de participanți din mai multe școli de pe Valea Cricovului și nu numai, din tot județul Prahova. Copiii care au participat de la cei mai mici, de la preșcolari și până la copiii de liceu, tineri, ne-au încântat cu colinde, cu obiceiuri, cu tradiții pe care le credeam uitate, dar care, iată, cu aplombul și cu sinceritatea lor le-au readus publicului ascultător. După ce au apreciat autenticitatea momentelor, costumația, recuzita, dar și calitatea interpretării, membrii juriului au desemnat câștigătorii. Aceștia au primit diferite premii însoțite de diplome. Noi umblăm să colindăm, oi, daleler, pe Hristos să lăudăm. Pentru oamenii din zonă, este o bucurie acum în postul Crăciunului, dar am și un minus de subliniat. Din păcate, ce-am văzut sunt oameni vii de muzeu. Adică toate obiceiurile acestea sunt de muzeu. În realitate ele nu mai sunt, pentru că iarna nu mai văd nici măcar la sate așa ceva. Deci bucuria noastră a fost că le-am scos de acolo din muzeu, le-am înviat, le-am arătat, s-au bucurat oamenii care au fost aici. Eu mai ales m-am bucurat extraordinar de mult. Scoțându-le din muzeu și arătându-le odată întâmplarea, evenimentul se petrece și atunci ei trăiesc. Și chiar cu trăirea aceea, când o facem pe scenă, parcă am face-o și în realitate în sat sau în localitate, nu? Și atunci este un câștig. Ar trebui mai des, într-adevăr. Amploarea mi-a plăcut la amploare. Copii, tineri de liceu, maturi. Grupul nostru, Îngerașii, a ocupat locul întâi la secțiunea Tradiții și Obiceiuri. Am prezentat capra, iar locul 2 la interpretare colinde. Mă bucur că am un grup de colindători minunați, care întotdeauna au obținut rezultate bune și foarte bune. Pentru mine aceste colinde și obiceiuri înseamnă tradițiile României cu care noi trebuie să ne mândrim. Și să le ducem mai departe. Da, pentru copiii noștri, nepoții noștri și așa mai departe. Tradiția pentru mine înseamnă foarte mult, deoarece iubesc cântecul și jocul popular și mi-aș dori să și alți copii să iubească la fel de mult ca mine. Pentru noi tradiția înseamnă o mare bucurie, o fericire că sunt foarte multe tradiții la noi și trebuie să ne mândrim că suntem români. Festivalul concurs a fost organizat de Parohia Apostolache Protopopiatul Urlați, în parteneriat cu Școala Gimnazială Apostolache și Căminul Cultural din localitate.